te rog, că văd că nu ești într-o stare bună. Spune-mi, te rog, dacă, nu știu, s-a atins de tine. Te-a bătut? Spune-mi, te rog. Nu m-a bătut, dar nici mult nu mai are. Ei, cu ce am greșit, Doamne, cu ce ți-am greșit? Cred că bea de supărare, că de supărare. Păi da, păi așa beți voi, dă bucurie, beți, dă supărare, beți. Zic că te șemezi pe picioarele tale. Zău, Vlad, nu te înțeleg. Ți-ai luat-o, asumă și familia. Dacă îți place fata, îți place și capra din bătătură, nu? Mai mamă, eu nu vreau scandal. Eu cred că mama e în pericol, pentru că... Pentru că tata e în stare de orice în momentele astea. Adică, gândește-te că i-a luat bani. Da, citește aici. Ce asta? Citește. M-a dat copiii afară din casă, dorm pe stradă, ajutați-mă și mi-e foame, n-am o... Ce asta, mă? Ce să facem cu asta? Cât strângem, mă? 300, 400 de lei pe zi. Pe zi? Nenorocitule, ce ai făcut, mă? A furat banii de la Vlad din portofel, am aflat tot, tată. Deci nu mai ai ce să spui. Nu există așa ceva. Nu, mega, deci nu îndrăzni să negi lucrurile astea. În episodul de astăzi vă invit să urmăriți povestea a două familii cu statut social diferit, dar unite prin căsătoria copiilor lor. Dacă iubirea învinge orice obstacol, în cazul acestor tineri, ea este pusă la grea încercare de o mamă devenită soacră doar în acte, care, jignită și nedreptățită de statutul social inferior al norei ei, pune la cale un plan de-a dreptul malefic. Monica și Vlad au 25, respectiv 27 de ani. S-au căsătorit în urmă cu un an. Se iubesc mult și locuiesc în casa mamei lui Vlad, pe numele ei Liliana. Actualmente văduvă, Liliana a fost soție de colonel, cu o situație materială foarte bună, ceea ce i-a permis luxul de a le face tinerilor o nuntă de vis. Dar la antipodul unei vieți confortabile și lipsite de grija zilei de mâine, există și o lume a oamenilor mai puțin norocoși. Hai da! Hei! Mersi frumos! Fie boierie! Să s-o pup! Ah, mamă, ce se te mai pup! A, uite! Tăi, veselie, mamă! Mă rog. Muci ne facem! Sunt supărat rău! Sunt supărat rău de tot, îți spun! Păi... Nesimțire maximă, eu am muncit o viață! Ia! Bă, fii mea nu s-a simțit? Ia, tată, 10 lei! Am ținut-o la facultate, i-am făcut nuntă. Băi, știi ce? Hai că l-ai plecat în străinătate. Apuci, bă, fiecare cu fiecare lui, familia lui. Așa e, rămânem singuri. Iau. A murit și ăsta, săracul. S-a dus, să ne... S-a dus, dar ce-a lăsat în urma lui? Hei! Care cu talentul lui. Băm un păhărel. Ce-ai făcut? N-ai de vin bun, nu știu ce. N-ai plătit abonamentul? Ba da, de aia bun. Sunt căsătorită de 27 de ani cu omul ăsta. Dar ce a început să facă, mă nenorocește. Da. Zică Petrescu! Hop, hop, hopa! Ce are, mă? Ce-ai mai aici, mă? Ce-ai mai aici, mă? Cum, mă? Ce? Ce vrei? Mă, să bei în fața blocului, măi! Ce, mă? Să... Dar beam și noi o bere, doamnă! Ce să stau cu... Ta cu minte, n-auzi! Beam și noi... Dumneata, să taci, că numai dumneata l-ai corbul la băutură! Dumneata-l cistești, că bani nu are, să zici, nu are! Uite o bere am băut, uite asta! Ce, mă, nici n-am băut-o! O bere, ce mai aici, mă, una! Erau singure în parc, se plimbau prin parc! Erau aici, doamnă! Păi, omule, ai zis că te-ai dus să-ți cauți de muncă, mă, aici ați cauți tu de muncă. Păi, uite, am fost cu prietenul meu, e martor, da. Am fost în trei locuri. Ce e martor? Domnule, dacă te mai văd cu el, că-l corup și dai de băut... Da, e minoră, mă, de ce? Mă, dă la poliție, pe bune, ce e că e minoră? Păi, faceți dumneavoastră ce? Domnule, da, lasă-l, domnule, în pace, nu vezi în ce hal a ajuns? Așa da, era de când a venit. Și el, bă, vremuri, o bere, două, ca orice om, dar păi acum, și de când bea o bere, uite. De când l-ai corupt dumneata, uite-te în ce hal a ajuns. Cât am luat, o bere. Mi-a făcut familia, nici de risc, la... face copii, de e, ce are asta? E tristă la muzică, că a ascultat pe Gică Petrescu. E tristă, știi, că băiatul nostru nu mai vorbește cu el, dar în zile, știi? Are din cauza timp. Asta, cum? Are timp tot restul vieții. Să-ți eu te rog frumos să-l lași în pace. Termină da? Facultatea nu și vine acasă. Lași tu, ridică-te imediat. A, stai cu minte, n-auzi. Dacă dau cu telefonul de pământ.
stai cu minte, n-am. Că-mi vine să-ți dau una să te crep. Ia asta de aici, ia asta de aici. Doamne Dumnezeule, bă, ia, cu ce-am greșit, Doamne, să-mi dai asemenea pacoste pe cap? Ia că nu mai trebuie să mă... Cu ce-am greșit, Doamne, cu ce-am greșit? Cred că bea de supărare, că-l supărați. Păi da, păi așa beți voi, dă bucurie, beți, dă supărare, vezi. Zic că te așa merg pe picioarele tale. A început să bea, că a plecat fiind în străinătate. Apoi, iarăși a luat-o cu băutura, că s-a dus fata la Cluj, 4 ani. Iar a luat-o cu băutura, că a rămas fără serviciu. Dar cât să mai bei, frate? Cât pot să-l torni în tine? Aiane! Stai, stai! Băi, gura! Băi, noroc, stai să o potolesc față și vin eu. Ești bărbat, ești vântul, bă, sau găină. Vin eu imediat. Ce vita, mă, imediat? Nu te cunzi și vină. În 10 minute... Te aștept aici. Mi-e foarte greu să-l mai suport, dar n-am ce să fac, că n-am unde să mă duc. Dezolantă imaginea acestor tovarăși de pahar. O imagine leit motiv în destinul nuței mult încercată pe care îl îndură de când soțul ei, Traian, a căzut în patima băuturii. Oare se poate mai rău de atât? Băi, omule, tău, unde ai, mă, bani de băutură? Spune-ne unde ai! Bă, tu iar mi-ai furat, mă, banii, mă? Nu ți-am furat niciun ban, Traian. Spune-mi, mă, las că... Beau cu Marcelica, cu prietenii mă. Pune-ți, mă, banii, mă, de aici, mă. Pune-ți, mă! Ce bani, mă? Bă, aveam și eu niște bani, lăsați-ți pentru zile negre, mă! Du-te, bă, de aici, aveai tu bani! Bă, tu nu cumva! Nu! Mă! Ia, stai puțin, stai puțin! Stau! Da-ți crace astea de aici, împuțiți! Au! Ce ai, mă? Stai așa! Ia! Am făcut baie de dimineață, nu sunt împuțit, să știi! Așa! Unde-i, mă, aurul de aici? Ce aur? Unde, mă? Unde-i aurul de aici? Ce-a rămas, mă, acea, un mărțișor? Unde-i, mă? Unde-i? Nu știu. Unde-i, mă, aurul, mă? Nu știu. Mă, tu ai ajuns să furi, mă? N-am umblat eu. M-am pus și eu ceva deoparte să avem pentru zile negre, mă. N-am luat eu nimic. Pune... Bă, n-am luat nimic, înțelege? Cum l-ai luat, mă? Cum mă jur pe casa asta, băi, pe copii. Băi! Că n-am luat! Ce să-i fac? Ce să-i fac? Că ăsta nu mai are leac. Bea pe unde apucă. În fața blocului. În lift. În scara blocului. Cu vecinii. Deci... Nu știu ce să mă mai fac, m-am săturat de hazul lui. Ne-a făcut de râs pe toți. L-ai adus pe ăla în casă, pe prietenul tău, dar de vecivă neală, mă? Eu nu am pus mâna. De ce, mă, ai venit cu ăla în casă? Nici pe aur, n-am pus mâna. De ce ai venit cu ăla în casă, mă? Nu mai avem nimic, mă, n-avem nimic cu ce plăti întreținerea, n-avem nimic. Du-te la fita. Să mă duc la fiii mea, mă? Da. Nu ți-e rușine, mă? Nu, nu mă rușine. Du-te, mă, la muncă, mă. Nu să mă duc eu la fiii mea eu să am fost bun, eu am fost bun până la 50 de ani, că am tras șofer toată țara, că am ținut-o pe aia facultate 4 ani. Și acum ce trebuie să te ținem noi? I-am dat lui ăla bani 5.000 de euro să plece unde a plecat. Care, mă, să uros? Te țină fiica, mă, îmi ce rușine păi să te țină care? Copii, mă? Eu cum v-am ținut pe voi de 40 care, de ani? Care, mă, și acum la 50 de ani vrei să stai ca o... Și? Ca om. Mole, mă, de aia pe spinarea și noastră, care, mă? Și problema ta? Du-te la fita să-ți dea bani. Nu știu. Aduci aurul înapoi, te duci la prietenul n-am tău, îl întrebi lei cu... N-am luat eu, n-am pus mâna. Atunci prietenul tău, nu știu, nu, să apară aurul înapoi, eu banii ca pus. Banii. Da, să apară aurul înapoi, că n-am nu știu pus. Ce fac. Singură trag la jug. Duc și casa asta așa cum e ea, plătesc și rate, facturi, cât să mai pot și eu. Din puținul pe care l-aveau, se pare că nu a mai rămas nimic. Ca o completare a prezentării de început, găsim că e oportun să vă informăm că tocmai i-ați cunoscut pe Nuțica și Traian Voicu, părinții Monicăi, pe care vă invităm să o revedeți în continuare. Ce faci, mamă? Ce mai faceți? Este... Bine, măi, copii, vă pup! Ce faci, dragul meu? Ce să fac? Uite, cu treabă. Tu? Ați fost la plimbare? Da, am fost un pic, ne-am plimbat, ne-am relaxat. Okay? Bravo. Normal, cum să nu. Îl iubesc foarte mult pe Vlad și simt că este sufletul meu pereche. De aia m-am și căsătorit cu el. Doar că am senzația că maică-sa nu mă place. Eu i-am spus lui fiul meu, bă, nu te însura cu asta, nu are acela statut, nu e de nivelul nostru. Nu, el nu și nu și nu. Dragoste mare. E, cum ești cu ea în societate? Cum ești că dai de tasul pe undeva printr-o văgăună, beat mort într-un șanț? Câți oameni vin? Pe cine invităm? 20, 30? Cum? Mă, nu știu, n-aș prea fi dispusă să facem pe genul botez. Nu botez, la botez vin sute de oameni, dar da. Mă gândeam să fie totuși un pic mai între noi, așa, familie. Da, ce apropiați. 20-30 de inși cam ne era.
Ce pomană să mai fac? Pe cine să chem? Ei să vină cu cuscru bețiv după ce m-a făcut de baftă la nuntă? Pe asta mai îmi trebuie să mai dau cu ochii de ei? O vom face, dar la modul în care am gândit-o. O să luăm, o să pregătim niște pachetele, le dăm la cimitir, o să stăm între noi, o să vorbim de el, ne aducem aminte de tot ce a fost frumos, până una alta de uitat nu-l uită nimeni. Da, dar 20 de oameni, cum a zis Vlad, 30 nu e mult, adică... Dar nu pot să stau după 20 de oameni să pun mese, să ridic mese, tu ai, tu n-ai. Mamă, să te stau... ajutăm! Normal că vă ajutăm, că sunt și eu te aici, ajutăm, Vlad, suntem aici, suntem... mai luăm oameni. Mulțumesc pentru ofertă, avem mulțumesc, ce dar... Pătii, avem. Bun, dar familia mea, că și părinții așteaptă momentul acesta ca să... Na, eram sigură că o să te ofer, dar tu te gândești și la mama ta una peste alta, este obosită, muncește foarte mult, are și ea nevoie de un pic de odihnă când ajunge acasă, nu să iasă de la muncă și să vină aici să muncească pentru mine, pentru soțul meu, pentru Parastas. Da, dar și ea m-a întrebat când se va ține, unde, ca să știe să se pregătească din timp. Cu neamul ei, la aceeași masă, la același eveniment, în viața mea, eu nu o să mai pun piciorul. Cum vreți să spuneți că nu-i mai nu chemăm simt nici pe eu ei? Eu pregătită pentru musafir și... Deci nici pe părinții mei. Deci pe părinții chiar mei mă numai... gândeam că la o adică poate... Efectiv, noi cei ai casei, dacă suntem aici... Doar noi mamă, trei? Mamă, sunt de casă. E familie. Păi, sunt părinții familie, mei, da, totuși. Adică vorbiți doar de noi trei. Acum, chiar pe ei nu mai punem la socoteală. Ei sunt... Serios acum? Nu. Eu consider că... E mai bine așa, cu cât îi țin mai departe pe toți, cu atât n-o să mai fiu bârfită, că așa m-au mâncat și prietenii și neamurile și asta numai din cauza familiei ei. N-are ce să caute în casa mea. Liliana ține la eticheta ei de fostă nevastă de colonel și subtil, dar insinuant, ea nu mai acceptă prezența cuscrilor în viața ei și implicit nici în viața lui Vlad. Doar că Monica își iubește părinții și în mod constant își vizitează mama la cafeneaua unde aceasta lucrează, fără să-i pese de etichetele soacrei ei. Mona, ce e cu tine pe aici? Uite, am venit să vorbesc un pic cu tine, să-ți dau niște vești. Tocmai voiam să te sun, mamă, că... Dar ce s-a întâmplat, mamă? Voiam să te sun să-ți spun că eu cu taică tu nu venim la pomană. Cum? Să ne scuzi tu în fața cuscrei, pentru că... Taică tu e din ce în ce mai rău cu băutura. Mama mi-a ascuns ce s-a întâmplat cu tata când am fost la Cluj, dar am văzut că lucrurile au luat o razna și trebuie să-i ajut. Nu mai vreau să mă fac de râs și nici ție să-ți creez probleme. Ai intrat într-o familie iubitoare, mamă, vin cu el, mă fac de râs, știi că întrece măsura. Nu, eu nu mai pot să scot capul în lume cu ăsta, nu mai ies nicăieri. Am tăcut destul, dar de când ăsta m-a făcut de râs, bea peste tot, s-a umplut de datorii, trebuia să-i spun și lui fiii mei. Am crezut că în sfârșit i-a trecut. S-a potolit? Păi așa am crezut. Tu știi ce a făcut? A vândut tot aurul din casă pentru băutură. Cum să facă mamă lucrul ăsta? Nu pot să cred. Deci eu știam că el și-a revenit. E din rău în mai rău cu taică-meu. Mi-a stricat nunta, acum îi strică și viața maică-mii. Eu nu știu unde o să mai ajungem. Mamă, spune-mi acum, te rog, că văd că nu ești într-o stare bună. Spune-mi, te rog, dacă, nu știu, s-a atins de tine, te-a bătut, spune-mi, te rog. Nu m-a bătut, dar nici mult nu mai are. Cred că urmează, că mi-a spus, m-a amenințat de câteva ori să-l las să-și facă viața cum îi place, că altfel... Deci, mamă, situația nu poate să rămână așa, da? Eu n-o să permit ca tata să-ți facă ție ceva. Este așa cum este, trebuie să rezolvăm situația. Deci eu nu m-am mutat la oamenii aceia ca să vă neglijez pe voi, înțelegi? Eu vreau ca voi să fiți bine, voi sunteți familia mea. Eu pentru voi lupt și fac tot ce fac. Fiica mea a pus și ea mâna pe un băiat bun, cu casă, cu avere, liniștit. Păi nu e normal să o las fericită? O să găsim o soluție, uite. Îl ducem pe tata la dezalcoolizare. Ce? Îl ducem iar ce să duci pe ăsta la dezalcoolizare? Că fuge, măi, mamă, tot, s-am auzit eu cum fug de acolo. Și mi-l mai pun și în cap, tu nu știi cum e el. Mamă, deci te rog, trebuie să mă lași să te ajut. Nu o să rămână lucrurile așa. Deci tata merge la dezalcoolizare și revine. Nu ai ce să-i faci, o cauză pierdută, gata. Ăsta mai bine îi crapă inima și mă scapă Dumnezeu de el. Eu știu că sună urât toată chestia asta cu dezalcoolizarea, însă până la urmă trebuie să-l salveze.
Alcoolismul este o boală și trebuie tratată. Nu mai știu, nu mai știu ce să fac, dar nu mă pot despărți, că știi cum sunt eu. Mie mi-e rușine de lume. Uite-o și pe aia, gata, lăsa despărțit repede dacă a început ăla să bea, în loc să găsească soluții. Nu mă pot. Atunci rămâi împreună cu el, dar rezolvăm situația. Îl ducem la medic, îl ducem să-și ia tratament și gata. Nu e așa, mamă. Deci, mamă, e ușor de zis, dar nu ai din ăsta, nu mai ai ce să scoți. Bă, ăsta nu mai faci om. Te rog mult să accepti. Să accepti banii ăștia. Nu, fata, mami, stai liniștită. Mamă, nu e o problemă pentru mine, da? Te-l duci pe tata la un medic, da? Îi dă un tratament, îți cumperi ceva. Te rog, deci te rog, accepte acum și... Bine, fata mea, eu mulțumesc mult. Datoria mea este să-mi salvez familia. Discuția cu mama ei a tulburat-o pe Monica. Ea simte că doar Vlad ar putea să o ajute în rezolvarea problemei care o frământă. Ce să zic, uite, sunt cam îngândurată. Am fost până la mama și nu e bine deloc. Cum ai că nu e bine? Nu e bine, Vlad. Am fost la ea și... Ascultă-mă. Deci are mari probleme cu tata. A început iarăși să bea și să se comporte urât și nu știe ce să mai facă și nu știu nici eu. Simt că mă depășește situația. Păi... La bine și la rău. Iar rău înseamnă și dacă familia mea are probleme. Mă, am văzut, la nuntă s-a îmbătat, dar s-a bucurat, adică, na, ce nuntă e aia fără să se bucure, fără să se îmbete? Așa adică... este, atunci era o excepție, dar el face asta zilnic, înțelegi? Și mama nu mai poate trece printr-un infern, printr-un real infern. Că e chiar așa. E... Vlad, ascultă-mă un pic. Mama, eu cred că mama e în pericol, pentru că... Tata e în stare de orice în momentele astea, adică gândește-te că i-a luat banii. Sunt încă la început și e normal ca în primii ani să îți dorești să fii cât mai mult cu nevasta, nu? De-aia te-ai însurat. Uite, m-am gândit la următoarea situație, pentru că sunt foarte îngrijorată pentru mama. M-am gândit că poate ar fi mai bine să o aducem pe ea aici, știi? Să se mute măcar o vreme, o săptămână, două, trei, până se mai liniștesc lucrurile. Iubita, nu, adică n-are cum să funcționeze și mama, și noi, și mama ta, și o să iasă tărăboi. De ce? Că uite-te ce casă mare e, adică oricum sunt atâtea de multe camere și stăm doar noi trei, noi doi și mama ta. Știu ce zici, iubita, dar... Păi ar fi loc destul pentru mama, ar fi suficient. Nu e vorba că ezit, e vorba că visam altfel să am tinețea asta frumoasă, căsnicia asta frumoasă. Și gândește-te că i-ar prii și ei un moment de liniștire, așa să se mai detașeze de toată situația asta. Mai degrabă îi luăm un concediu undeva, dar să ducem aici, nu știu dacă e cea mai inspirată idee. Vlad, te rog, înțelege că sunt îngrijorată pentru ea și înțelege că mama e în pericol. Da, deși cu maica mea și cu maica sa și eu când nevasta mea, când aș mai putea să fiu? Hai să ne mai gândim la treaba asta. Nu e chiar așa situația groaznică. Vedem. Chiar nu vrei să mă ajuți, Vlad? Ba, vreau să te ajut, iubita mea. Chiar vreau să te ajut. Și o să te ajut, de poate vă duci la muncă și găsim ceva de muncă tatălui tău. Dar, totuși, hai... Suntem singuri acasă, hai să profităm de moment, poate, nu știu, facem și noi un copil, poate. Cum tot s-a vorbit de părinții Monicăi, iată-i din nou în atenția noastră. Ei, așa da, aproape să nu-i recunoaștem. Deci ai grijă, îți spun pentru ultima oară, nu pui picătură în gură, nu mă faci de rușine. Că uite-te și tu ce casă are, în ce casă stă fata noastră, i-a pus Dumnezeu mâna în cap. Așa e. Deci te rog eu din suflet, nu știu, promite-mi solemn că nu mai bei. Promis. Tu îți dai seama dacă bei iarăși, divorțează, o lasă. Și ce facem? Ce facem? Nu, e ok. Ce e ok? Nu mai pun pe gură nimic. Aoleu, de câte ori mi-ai zis că nu mai pui pe gură? Băi, ascultă ce spun, gata. Sunt sătură. De două zile, uite-mă, am mai băut ceva de două zile. Mă, uite, m-am dus la frizer, m-am aranjat. Hai, gata, hai să... Ce gata? Am venit că m-a tocat bărbată, mi-l la cap. Hai. Cum să lipsim, că ne facem de râs. Să rămână acuscră. Bună ziua, Cuscră! Bună ziua, Cuscră! Bună ziua, Cuscră! Ce faceți? Uite, am venit că știam că faceți pomenirea mea. Parastasul lui Cuscru, nu? Sărâna! Dumnezeu să-l odihnească! Dumnezeu să-l odihnească! Hai că este culmea! Așa ceva! Eu le spun să nu vină, ei vin!
cum v-a zis fata, că nu am starea necesară pentru parastas. Am luat câteva pachetele, le-am dus la cimitir. Nu ne-a zis nimic. Eu zic acum, dacă tot ați venit, noi am făcut comandă să mâncăm și noi ceva. Pe chinezesc, așa, știu că nu e genul dumneavoastră, dar... Măcar mâncăm în familie cu toții, în memoria lui Cuscru, asta e, ciocnim un pahar. Da, îmi pare rău că n-ați știut, dar dacă vă face plăcere, haideți să... Hai, Doamne ajută! Ne însoțiți la masă! Oamenii neinvitați se numesc țărani, iar ăștia... Ăștia sunt și s-au comportat ca niște țărani. Nu pot să o condamn pe Cuscra, că femeia a vrut să fie bine, că așa se face la o pomană. Dar n-ai cu cine. Ei, de ce ți-a fost frică? Nu ai scăpat, doamnă. Ai ajuns să stai la masă cu părinții Monicăi fix în casa dumitale. Ia uite, cu scrie de colecție cum îi plăcea lui Răposatul. Din ăla vechiu. Din ăla vechiu. Hai, că știi să faci oficiile. Da, dragă, ia uite. Păi stai, măi, pentru nu beau eu, e pentru toți. Eu știu că el are probleme cu băutura. Foarte bine. Mă voi folosi de asta și am să-i întind o capcană. Sper ca mama să-i fi făcut instructajul lui tata și să-i spună clar să nu pună gura pe băutură. Când a văzut bărbatul meu sticla, a uitat de jurăminte, a uitat ce mi-a promis. Îi sticlea ochii ca la melc. Pă, uite, ca să vezi, te rog eu frumos, dragul meu, dă-sfăl tu, ca să nu mai zică soacra ta că mă ocup eu. Sper de... Sper să nu-ți faci din asta o meserie, iubire. Te rog eu frumos, ca să uite, vezi, dragă, poftim, na. E pentru memoria lui Dumnezeu să-l ierte. Închinăm aici o guriță de... Nu? Vorbim ceva acasă. Păi... Întotdeauna o guriță așa de mâncare bună, suntem de... suntem cu mașina și... E bine primit, să fie de sufletul lui, că... Îi plăcea masa în familie și o guriță de ceva bun la masă. De ceva bun, a? Sigur că da. Nici nu știam ce să mai fac. I-am făcut semne, pe sumoasă, cu piciorul, cu cotul, cu... grimase, nu știam absolut ce să mai fac. El nimic, lipit era de vinul ăla. Ceva bun e întotdeauna binevenit. Traian, cine conduce, că știi că eu n-am permis. Nu mă, un pic, nu, uite, pune-i lui soția prima dată, te rog. Un pic, nu cred că o să-l afecteze foarte tare. O guriță, dacă eu, lăsați mașina aici, deci nu-i problema. Când... Gata, e bine, e bine pentru ea. Pune-i la... Iubita, cât îți spun? Nu mult, puțin. Ajunge, okay. Cât da, să fie pominat. Pune-i lui mama, păi să poate, doamnele, ladies first. Deci nu cred așa ceva. Mă face de râs încă o dată față de femeia asta. Mie rușine de Cuscra. Eu nu mai vin la ei în casă de acum încolo. Trene, ce-am vorbit? Mai tată, te rog, mai oprește-te. A? Foarte bun. Da, n-am, gata. S-a... Mai pun unul cu scule. Nu. Cuscra, te rugăm, nu-l mai lăsați. Tată, mică. te rog. Deci un pic, gata, un deget, gata. Să... E păcat sufletul. Vlad, nu, te rog, cuscru. Nu dacă... mai. Un deget pălat, na. Tată, nu, hai să discutăm. Să fie de sufletul răposatului. Da. Acum, dacă ați venit, nu-i sigur. Păcat să nu... Uite, mănâncă, n-ai mâncat, mai bine gata, mai... Gata, acum așa... Mai ia și mănâncă, mai povestim. Îmi vine să intru în pământ de rușine, dar ce pot să fac? Și la nuntă a făcut la fel. Pahar după pahar, pahar după pahar, a făcut-o pe fiisa de râs. Ai, am înțeles că era bucuros că s-a căsătorit fiisa, a găsit băiat bun. Dar acum, de ce a făcut așa? Foarte bun. Să fie primit. Să fie primit, Dumnezeu să-l ierte. Să-l ierte, Dumnezeu. Să fie aici. Pune o guriță acolo. Nu mai e chiar de ajuns, tată. Haide, te rog. Pahar după pahar după pahar după pahar. Ăsta e socră meu. Hai că poți, Cuscule. Un pahar și încă un pahar și încă un pahar. Ha! Poți, Cuscule. Păi bine, vă rog să mă scuzați puțin. Unde e toaleta, vă rog? Păi hai să te conduc! Hai să te conduc, că probabil l-ai uitat. Să rămână, mulțumesc! Hai. Bine, și soacră mea știe ce probleme are tata, dar văd că le alimentează cu băutură. O fi politicoasă acum. Deci au venit. Bun, dacă tot au venit, am eu act de cojocul lor. O să-i fac să simtă atât de prost, încât a doua oară nu o să mai vin aici. Hai, coboare! Coboare cu scrie!
Ia! Și că dacă ne aude Cuscra, ne omoară pe amândoi. E raiul. Ia uite-te. Da, mă, Cuscrema. A adunat bietul bărbatul meu. Ce e aici, am? Hai, nu te mai agita așa, zici că ești în tranșă. Stai un pic, stai. Asta e o pălincă bună. Aveam noi pe cineva care ne aducea pălincă gură, o pălincă bună, dar o trăgea de două ori. Cui? Asta că ți-o dau ție, dar nu acum că e Cuscra aici. Păi asta, vipera. Lasă, ție ți le dau. Uite, mai am o sticlă, mai am o sticlă de vin. Ia uite, fii atent aici. Asta e un vin bun. Ia uite ce. Asta Dumnezeu e să... Ce? Ia, dacă vrei e să de la cu banda neagră. Ia, ia, uite, avem aici. Fii atent, uite. Ce ia bun. Aici. Ia o gură. Doamne. Hai, că poate așa, măcar așa, vede și fiul pe cine și-a luat de nevastă. Și așa scap, îi dă afară și pe măsa, și pe tasul, și cu ajutorul lui Dumnezeu, poate și pe fisa. Auzi, Vlad, te rog, eu nu, mi-e frică că o să-i mai dea de băut. Te rog, du-te și fă ceva, să nu-i mai dea cumva, sau să nu-l lase să mai găsească vreo sticlă, că nu-i bine deloc, vezi și tu. Rimoasă, nici nu o să mai avem sticle. Păi, ai grijă, te rog. Eu m-am măritat, mi-am făcut și eu o viață. Am crezut că o să am un viitor frumos și uite cum vine tata și mi-l strică. Tot ce e aici, am zis, măcar dacă e să fie cineva din familie, că ușurel, nu te agita. Uite, ce e aici, când mai vrei, nu vii cu Cuscra, mai îți dau o sticlă de vin bun, că băiatul ăsta al meu, ai văzut, nu le prea bea. Gust-o gură, vezi dacă îți place. Gata, stai. Dar să nu afle cu... Știu ce face socră mea, dar asta nu mă interesează. Eu nu sunt însurat cu el, eu sunt însurat cu Monica. Când nu e Cuscra... Bem împreună Cuscra? Bei singur ca să te simți fericit, să bei ceva bun de calitate, nu e nicio problemă. Ia o gură să vezi ce gusturi avea bărbatul ăsta al meu, că de-aia e bine Cuscra, cu miroase, o bunătate. Eu asta vreau. Fiecare se ducă pe drumul lui. Familia lor cu familia mea nu au niciun fel de legătură. Băiatul meu cu fata lor nu au niciun fel de legătură. Fiecare se ducă pe drumul lui. Mamă! Vine acum, puiule! Ai grijă să nu te audă Cuscra. Inevitabilul s-a produs și Traian a creat din nou o situație penibilă, de data aceasta la parastasul Cuscrului, dar nu fără ajutorul Lilianei, pentru care fericirea fiului ei nu este mai presus decât menținerea etichetei de familie cu stare. Da, mamă, ce? Sper că nu i-a dat de băut. Nu, dragă, nu i-am dat de băut, de ce? Păi, ai văzut, s-a îmbătat, s-a făcut praf. Ce vrei, să-i țin pe apă sau cum? Cum crezi tu că se... Da, puteai să ții o apă, un suc, dar un ceai. Dar nu se poate așa ceva. Cum să nu? Și oricum am zis că o sticlă de vin la 5-5, fiecare bea un pic, de n-am nicio vină până una alta. Te pomenești că ți-o fi jenă acum. Nu știu ce să zic, ce să fac, ca să nu se supere nimeni. Sunt efectiv între ciocan și nicovală, între maica mea și nevastă mea. Una peste alta, tu trebuia să vezi care este viitorul și care e familia ta. Din partea ei, la nuntă, când a început să ia microfonul, să strige de călăutarii pe acolo, cât e darul. Tu acum ai început să-mi ții mie socoteala la câte pahare bea el? Zău, Vlad, nu te înțeleg. Ți-ai luat-o, asumă-ți familia. Dacă îți place fata, îți place și capra din bătătură, nu? Măi, mamă, eu nu vreau scandal, da? Trag toate sforile posibile și imposibile, voi uzita de orice fel de metode, dar eu pe ei tot îi despart. Îmi pare rău de soacra mea, e o femeie bună, dar cred că e din cauza ei cel mai mult, pentru că n-aș fi să-l țină în frâu. Dumnezeu să ajute! Ce faceți, fetă? Ce facem, fetelor? Să te pun dragostea! Tată, nu te aici! Treci acasă! Hai, mă, ce? Treci acasă! Unde? Treci acasă! Stai, mă, să te pup și eu! Mama, ai grijă, te rog, treci! Treci! Pă, draga mea! Treci, că e arată, te rog! Stai enervat asta, ea! Ieși, afară! A venit cu vipera la asta! Afară! Da, nu, e clar. Trebuie să-i scot pe ăștia afară acum, neapărat, că altfel cred că mă dă și pe mine afară cu ei. Ce că el a fost la baie? S-a întors mangă! Cine știe pe unde s-o fi dus, pe unde o fi cotrobăit? Eu fi băut toată băutura din casă. Ăsta-i neamul ei. Trebuie ori să-ți asumi, ori să decizi ce ai de gând să faci pe viitor. Și să știi că nu glumesc.
Trebuie să le ajutăm să nu mai intre în situații de genul ăsta. E, poate nu vrea să bea azi. Dar nu trebuie să-i aduci sticla de vin. Pe mine fiul meu a ajuns să mă șocheze. Am ajuns la concluzia că e prost. Pe bune, chiar e fiul meu și cred că e prost. Chiar așa nu vede? Să-i dea afară din casă? Știu ce am de făcut. Să fie toată lumea mulțumită. Trebuie să o țin neapărat pe soacra mea la distanță. Dacă divorțează copilul ăsta din cauza ta, nu de din cine? Te crăp, mă, să ne pun. Bă, stai ce cum... să treci acasă. Acasă. Dacă-ne. Acasă, că nu mai fac pădător râsul m-a săturat. Ce ai zis? Stai că n-am auzit. Mi se pare că n-am auzit bine. Să închiriem o garsonieră. Plătesc eu, nu e nicio problemă. Tu cred că glumești cu mine. Cum adică să închiriem o garsonieră pentru mama? Se frică pentru siguranța ei, nu? Și facem și noi bani. Dacă îi dăm o băbuță de-asta mai încolo și cerșim, ori o dăm o mută mai la vale și ne facem și noi loc. Îmi lisesc banii în portofel. Și de data asta a luat ca lumea 2500 de lei, erau niște bani. Tu cu mine n-o să mai ai de-a face, înțelegi? Deci eu am fost aici pentru voi, am fost bună, m-am dedicat vouă. Monica, înțelege-mă, nu înțeleg despre ce vorbești, despre ce e vorba. Știi foarte bine, sau dacă nu știi, întreabă pe maică ta, da? Și noi vrem să fii alături de noi, dar asta dobitocul vrea să te despartă. Dacă el susține că eu am furat bani în portofelul lui, înseamnă că e un câine. Dacă vrea să plece, să plece. Și până la urmă știi ce? N-are ce să caute în familia asta. Dacă vrei să o ajuți pe soacră ta, că înțeleg, ăsta este până la urmă scopul tău. Pentru că am înțeles că nici nimeni până la urmă nu mai suportă să stea în preajma lui. Ok, vrei să o ajuți? Implică-te, dar aici în casă mie nu-i aduceți. Vine ea, eu am plecat. Să ne înțelegem. Și eu cu tatăl n-am muncit o viață ca să ajungem el în pământ și eu să plec de acasă. Pentru că tu îți asumi asemenea greșeli. Ai greșit, plătești, te descurci. Acum clar trebuie să facem ceva și să o scoatem pe mama din casa unde-i tata. Iau eu taurul de coarne, eu coc eu, dar de data asta și mai urât decât acum. Mă, iubita, dar unde au plecat toți? Vlad, te rog, ascultă-mă, iartă-mă, sau ei s-au dus acasă. Te rog, iartă-l pe... Tata, a stricat absolut totul. Bune, e așa rușine, deci nu mă pot uita în ochii tăi, îți jur de... Hai, deci eram sigură că o să facă ceva de genul, adică... Doamne, nu putea el să nu strice absolut tot. L-a luat mama acum și s-a dus acasă, l-a dus, dar cine știe ce se întâmplă și acolo, acum, știi? E foarte, foarte rău. Tu n-ai văzut ce a făcut. Da, iubita, uite, m-am gândit, am stat un pic să mă gândesc. Și cred că ar fi cel mai bine să închiriem o garsonieră pentru mama ta, să stea o perioadă singură. Poftim? Ce ai zis? Stai că n-am auzit, mi se pare că n-am auzit bine. Să închiriem o garsonieră, plătesc eu, nu e nicio problemă. Tu cred că glumești cu mine. Cum adică să închiriem o garsonieră pentru mama? Ți-e frică pentru siguranța ei, nu? Mi-e frică pentru ea ca om. Ce, cum să stea ea singură într-o garsonieră? Măi, Vlad, măi, tu ești normal? Cum poți să spui? Cum poți să te gândești la chestia asta? Nu e nicio diferență că stă singură cu tatăl tău beat sau că stă singură într-o garsonieră, e tot aia. Măcar stă cu cineva, dar are pe cineva acolo lângă ea, nu e singură acolo. Dar ce, ai uitată de lume? Dar eu pentru asta m-a crescut. Poți să o vizitezi, poți să îi dai un telefon, putem să mergem împreună la ea. Cum să mergem împreună așa în vizită? Dar ce? O să iau în zonă aici, să fie ok. Dar ce ție ți-ar plăcea să stai așa singur, uitat de lume, după ce ai crescut un copil și doi copii și a dat silința în felul ăsta și a dat toată viața pentru noi și a dedicat-o? Mai, să stea singură, asta crezi că merită mama? Nu știu, Vlad, mă dezamăgești cumplit, deci nici nu... Cum poți să te gândești la chestia asta? Iubita, eu mă gândesc să fie cât mai bine pentru toți, să nu mai avem scenarii de genul. Nu, e imposibil. Deci așa ceva, nici te rog să nu mai îmi spui. Deci să nu mai aud așa ceva, te rog. Vede în ce situație suntem și în loc să ajute, el ce face? Se spală pe mâini? Iubita, gândește-te mai mult și o să vezi că o să mai ai dreptate. Deci mama mea, las-o acolo unde e, da? Măcar e cum e, nu e bine. Eu ți-am cerut să o aduci aici, avea atâta spațiu. Dacă atâta nu poți să faci pentru mine și pentru familia mea, mulțumesc mult. Iubita, știi că nu avem cum.
Nu mai am nevoie. Deci nu mai am nevoie. Bine, uite, o să, cred că o să mă duc, nu știu, să locuiesc eu cu ea sau o să văd. Oricum nu o să rămână situația așa, pentru că eu nu neglijez ești mama. Ești soția mea, te iubesc și vreau ce mai bine pentru noi. Dacă m-ai fi iubit, ai fi acceptat să o aducem pe mama aici, da? Nu să o trimiți într-o chirie, într-o garsonieră singură, să stea acolo, să intre în depresie și mai mare sau cine știe ce. O să iau undeva lângă parc. Și în zona lângă noi. E clar, Vlad, mi-e foarte clar acum că nu ne vrei binele sau că mie nu vrei binele și o să mă duc eu, o să am eu grijă de asta, stai liniștit, vezi-ți de casa asta ta și de mama și eu o să-mi văd de mama și o să am grijă de ea, de mama mea, da? Te rog. E clar, îi e rușine cu mine. Dar dacă e rușine, de ce m-a luat de nevastă? Vlad este într-o situație ingrată, aceea de a alege între Monica, pe care o iubește, și mama lui, despre a cărei așa zisă conduită ne-am lămurit. Au trecut zilele și timpul s-a scurs egal și nemilos pentru Traian, care ajunge într-o postură de-a dreptul șocantă. Wow! Pă, ce faci, mă? Mai... Ce să fac, bă? M-am gândit? Că, să supăra, mă. Ai supărat? Da. Da, și ce? N-am nimic, ascult ce... O ascult pe aia că e goală? E, da. E. Ce faci? Așa de dimineață faci ai... și tu ce? Nu, n-am nimic. N-am, bă, ce, da. Eu folosesc capul, bă, tu bei de prima. Ai și tu ceva? N-ai nimic? Ce să am, mă, țigări? De goarnă. Goarnă, mă, n-am bă, nimic. Mă, nimic. Am idei. De ce ești, mă, să mă îmbrac așa atunci? Lasă că ne facem muci. Ia uzi. Nu ne facem muci. Nu? Facem bani. Să avem să bem. Cum facem? Ia citește aici. Ce asta? Citește. M-au dat copii afară din casă, dorm pe stradă, ajutați-mă și mi-e foame, n-am... Ce asta, mă? Ce să facem cu asta? Nu, folosește capul, mă. Hă? Ai nevoie de ajutor, de sprijin, n-ai nimic de mâncat, de fapt... Să cerșesc eu? Dar cine, mă? Dar de fapt asta e pentru mine, asta e pentru tine. Sunt profesor, m-a luat... Ce vrea, mă, ăsta, că mă enervez? Asta e muzica, ca să... Sunt profesor, mi-a luat casa foc, stau cu trei copii, n-am decât... Pe drumuri, ajutați-mă, aveți milă. Ia, mă, ce mai e acolo, că... Bă, mai am o variantă. Ia uite ce am, ia. Dar asta e de rezervă, dacă nu merg primele două... Ajutați-mă, copilul meu e bolnav, are leucemie, nu am bani de tratament, aveți... Asta e bomba, asta trebuie să țină. Nu, mă, bă, lasă-mă pe mine așa. Unde facem să merg, mai... unde mă duc? Ne descurcăm aici, nu vezi, bă, o grămadă mașini. Bă, ăștia, ce e acolo? Ce trebuie să amărunțiși, nu vezi? Ce să luăm, mă, cu ăia, că n-am eu, să mă duc. Am crezut că e prost vecinul. Nu-i prost deloc. Acum înțeleg eu de unde are el bani de... și de băutură, și de mâncărică, și de șprițurică. Nu-i prost. Cât bani strige, mă, cu asta, că nu... Și te bate vreunul, te ce faci? Bă, strângi mai mult decât poți să bei. Pe bune? Da. Cât strânge, mă, cât? 300, 400 de lei pe zi. Pe zi? Păi dacă ai vrăjeală, dacă mergi și îmi spui... Pă zi, mă, ai făcut tu, știi tu? Nu, bă, dar știu oameni care au făcut. Și trăiesc bine și vin cu mașini ca lumea. 300-400 de lei? Păi știu, faci... baba o aduce fița cu mașină ca lumea sport, o lasă lângă biserică și seara vine ea tot aia cu mașină. Aia la unii? Aia. Aaa, o știu. Păi... Aia, nu e bolnavă, e bolnavă, nu e bolnavă. Să preface. Pă bune? Dacă era o ducea la spital, nu ducea la biserică. Aha. Și... facem și noi bani și dacă îi dăm o băbuță de-asta mai încolo și cerșim, ori o dăm o mută mai la vale și ne facem și noi loc. E și asta o meserie. Sunt cerșetor. Tată și soț Traian șochează prin naturalețea cu care își ia în serios meseria de cerșetor și stârnește în noi un cumul de stări, de la revoltă până la compasiune, concluzionând printr-un zâmbet amar. Da, Vlad, mulțumesc, mamă, că mi-ai zis, dar te rog mult să rămână între noi, da? Doamne, de ce mi-ai dat, Doamne, mie pacostea asta pe cap, Doamne, mai bine mă iei, Doamne. Traiane? Traiane? Mamă, că mă odihnesc și... Băi! Lasă, stic! Ce faci, mă, aici, mă, omule, mă bagi în pământ, mă, ce faci, mă, aici, mă,
A avut dreptate, muncesc, mă, Vlad, mă. Muncesc, ce să am fac? Am venit să mă convinc că mai bine nu veneam să te văd în muncesc, halul ăsta, băi. Muncesc, dragă. Ne-ai făcut de tot râsul, muncesc. Băi. N-am crezut niciodată că voi ajunge să trăiesc aceste zile. Ne-am făcut de râs în tot centrul orașului. Să cerșesc? Eu la asta nu m-am gândit niciodată. Dar se pare că e o meserie ca toate meseriile. Băi. Nu vezi ce fac? Muncesc, am și contract. Uite. Ce faci, mă? Ce sunt? Asta fac bani. Sunt profesor, da. Mi-a luat casa foc, da. Stau cu trei copii. Asta e contractul meu de muncă. Care? Băi, nesimțitule, băi, când vine să te... cu minte cum? Că te... În ce hal ai putut, mă, să ajungi, mă, fițar, sticlă? Dar să dau cu ea de pământ, băi! Băi, când vine să te fac, ai ajuns ultimul boschetar, băi, nu ți-e rușine, mă! Cine? Bă, ne-ai făcut, băi, băi, ne-ai nenorocit, mă, și pe mine, dacă află fii, da, mă, o dau, băi, afară din casă, mă! Ia, na. În ultimul hal ai ajuns, ia bani, băi! Ia salariu, dacă ce mă... Ce bani să iau, mă? Ia, mă, ce salariu, mă, salariu, salariu, din cerșeală, mă! Băi, ia, ia 2 milioane! Salariu, ce bani, mă, să iau? Ia-ți banii de aici, ce bani să iau din cerșeală? Dacă mai stăteam un pic, făceam dublu, ce ai? Stau, mă, ce să mă stau, mă, că mai... Ia, te dă cu banii pe jos, nebuna, ai cu ce să... Cum, mă, să nu dau, mă? N-aș că vrei să plătești întreținerea? Păi tu dai, din ce-mi dai, mă, tu mie bani? Ia-te aici, de mucare! Păi, din ce-mi dai, tu, mă? Fracă de mare! Din ce-mi dai, tu, mie? Mai stai cu minte, n-auzi? Păi tu... Cățuiei, fii atent. Ce vrei, mă, nu mă, nu mă, băi, nu mă amenința după mine. Știu ce am de făcut. Ca să și mă ierte, ca să fac și eu un ban de... Totul se întâmplă numai din vina mea. Nu trebuia să-mi aduc eu copilul înapoi la București. Trebuia să o fi lăsat la Cluj. Inertul are 60 de camioane. Putea să mă angajeze șofer. Da? Tu de ce n-ai afumat? Tu de ce nu ai? Ce? Păi dacă nu mă angajeze nimeni de la vârsta asta, cum ce mă? Dar de ce nu ce te angajează? Ce vrei să fac? Păi te-am făcut bani. De ce nu te angajează, mă? Nici nu-ți de ce nu te angajează? Că-ți vede caracterizarea, că ești... Știi ce ai făcut la ultimul loc de muncă? Ce am făcut la ultimul loc de muncă? Ce știi ce ai făcut? De ce te-au dat afară, mă? E prost ăla. De bun ce ai fost, mă? E patronul prost. Dar polis ce ești, de-aia te-au dat afară. E prost de-al... Nesimțitule ce ești, îmi dai mie bani din cerșeală, mă? Păi și de ce-ți vrei să-ți dau bani? Cum din ce vreau, mă, să-mi dai bani? Să te duci la muncă, că ai zis că te duci la muncă azi, la muncă, dacă nu mă angajează nimeni. Nu te angajează nimeni? Trece acasă mai repede, trece acasă, nu stai, te vadă nimeni pe aici. Stai să iau. Ce să iei lui? Să iau, treci acasă mai repede, bă. Treci și mergi ca omul. Mergi că m-ai făcut de râs. Peste tot m-ai făcut de râs. M-a săturat de hazul stai tău. Stai să mă închei la cravat. Lasă că-ți vezi tu acasă. Ușor, aule. Ce să te închei la cravat? Ușor, mă, ce să te închei, mergi mai stai, repede. Mă, unde mă duci? Mergi ușor, că mă amețești. Imaginea Monicăi în familia Lilianei are încă de suferit din cauza dramei unui tată bețiv. Cu toate acestea, Vlad își iubește soția în continuare, iar armonia și înțelegerea domnesc în vilă de mai bine de o lună. Vlăduțu, vrea și mama 200 de lei, că vine curierul și am nevoie de bani. Da, 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 mămică. Dar ce vă cumpărați? Ei, ce face? Trebuia oricum mâine să vin. Am anunțat că vine astăzi și... A, mă trezesc acum cu el la poartă. Da, mai bine ha? Să vă deasă. N-am niciun bani, lipsesc banii în portofel. Dar cum adică îți lipsesc banii? Dar stai puțin, de unde până unde îți adică lipsesc banii? Ce ai făcut cu ei? Ți-ai cumpărat ceva? Sau? Ce? Eu? Cum să-mi cumpăr eu din banii tăi? Adică să-ți iau așa banii din portofel? De ce? Eu te-am întrebat, vreau 200 de lei, ai sau nu ai? Eu nu te întreb ce faci cu banii, am nevoie acum. Păi unde? Nu te rog de multe ori. Acum scuză-mă că apelez. Îmi lipsesc bani? Aveam bani în portofel. Dar ce înseamnă îți lipsesc bani? Că am fost doar noi trei în casă, nu? Dar nu, e absurd. Acum de ce ți-aș lua eu banii pe ascuns? Nu, cum să-ți iau eu, nu? Hai că e culmea. Cine să ia banii din portofel? Vreau să se certe tot timpul, să dea vina unul pe altul și finalitatea să fie asta. Divorțul lor. Vlad. Dar... Ai fost undeva că nu, mintea ta nu știu. Acasă, i-a pierdut de ce unde? Sigur i-a pierdut. Nu știu. În afară de noi cine a fost? Păi cine a fost azi? Nu știu, mama, tata și noi trei, atât. Nimeni păi străin. Și familie. Da, n-a intrat nimeni. Ce ai spus? Taică tu. Ce zici? Cum adică tata? Auzi, știi ce? Deci am impresia că tu ai luat-o pe miriște. Ai înnebunit, ai depășit limita bunului simț dacă tu ai ajuns să-l faci pe socrătul că ți-a luat ție banii. Te rog frumos, adună-te. Văd că nu știu ce se întâmplă cu tine, dar adună-te. Eu nu te mai recunosc. Măi, Vlad, dar nu știu, cum poți să spui asta despre tata? Adică o fi el bețiv, da? O fi el cum e. Are defectele lui, dar nu e hoț tata.
Cum poți să zici că e hoț tatăl meu? N-a făcut asta niciodată. Iubita. Vreau să explică-mă un lucru. Cum se face că de fiecare dată când vine taică-tu la noi în vizită, îmi lipsesc bani în portofel? Și de data ce? Asta a luat ca lumea 2500 de lei, erau niște bani. A luat 2500 de lei acum? N-am vrut să zic până acum că lipsesc bani de fiecare dată când vine, că te iubesc și vreau să te protejez, dar nu știu, trebuie să facem ceva. Hai, am închis ochii la 100, 200, 300, 500, dar cum au fost 2500. Înnebunesc! El în loc să o dea afară din casă, a? Îi spune ce a făcut Tasu și o iartă. Deci acum a sărit calul rău de tot, a făcut o lată. Uite, știu eu ce am de făcut. Liliana continuă să fie mărul discordiei în căsnicia tinerilor prin falsitatea ei. Dar ce declară acum Vlad ne pune serios pe gânduri. Oare să fie Traian autorul sustragerii de bani din pormoneul lui Vlad? Siderată de cele aflate, Monica este decisă să își înfrunte părinții. Hai, gata! Hai. Ce faci, tată? Ai făcut bună, cumpărăturile? Da? Foarte bine! Ai făcut cumpărăturile din banii furați de la Vlad? Nu! Ce vorbea nu, asta? De la bărbatul meu din portofel? Ia uite, mă, ce faci asta? Băi, nenorocitule, ce ai făcut, mă? A furat banii de la Vlad din portofel, am aflat tot, tată. Deci nu mai ai ce să-mi spui. Nu există așa ceva. Nu nega, deci nu îndrăzni să negi lucrurile eu nu fur. Astea. M-a lăsat fără cuvinte, fiime. Eu știu că bărbatul meu ține din prostie în prostie, dar chiar așa? După ce am aflat ce am aflat, un singur lucru mai am de făcut. Să pun punct relației cu părinții mei. Mă, Traiane, mă, ce ai zis, mă, ce mi-ai promis? Mamă, lasă-l, nu... mamă! Fur. Minte! Deci e un mincinos! Ești un mincinos. Vezi și un nenorocit, tată! Bă, Traiane, jură pe Biblie! Nu mă mai interesează ce ai de zis! Mă, de unde? Ți-am arătat bonul? Ți-am arătat că am luat lichidarea de la ultimul loc de muncă? Uite-l! Mi-a arătat uite. Banii lipsă! Uite era banii. O lipsă din portofel! Uite, nu mă interesează! Banii, bonul ăla este din banii furați! Nu cu tine furați. A fost la servici de ea, am luat banii? Tată! Nu ești doar un bețiv. De unde am banii? Nu mai ești doar un bețiv, ești un hoț. Nu există. Un hoț mincinos, aia ești. Mincinos e bărbatul. Mamă, ăsta am luat banii soț. Cu tine? Ăsta-i fluturașul. Ăsta-ți este soț și lângă el ai ales să stai. Lângă un hoț mincinos. A furat bani de la bărbatul meu. Adică știi ceva? Păi, nu există. Eu nu pot să cred, mă, măi, Monica. Nu tine, este adevărat, mamă, este adevărat. Nu e adevărat. Din momentul ăsta nu mai ai nicio scuză, tată. Absolut nicio scuză în ochii mei. Ești acolo. Ești pe jos. Eu n-am furat aurul tău, n-am furat banii, am eu toate păcatele din lume, am cerșit, am bețivit, eu nu fur. De furat, a furat, de cerșit, a cerșit, oare ce mai urmează? Eu beau că mă simt singur, mă simt neajutorat, nu mai am niciun rost în viață și asta e. Eu v-am dat vouă bani toată viața mea, pe tine te-am crescut, te-am ținut în facultate, lui ăla i-am dat bani să plece în ANDA. Deci eu nu fur, așa să știi, ăsta te minte, o minte, să ne o despartă de noi. Ăsta o minte, să o despartă de noi. Nu e adevărat, mamă, nu știu ce să mai cred, nu e adevărat. Prima dată întreabă, noi suntem părinții tăi, noi te-am, eu, cum o fi eu? Dar te-am crescut cu măta până la vârsta asta? Cine te-a crescut? Ai crescut de ce m-ați crescut dacă totul ați ajuns așa, dacă ai ajuns un hoț, tată? Treaba, eu nu sunt hoț, tată, eu nu am furat. Eu nu am furat, eu un Dumnezeu sus, eu cred în Dumnezeu. Sunt un păcătos, sunt un bețiv, dar hoți nu sunt. Tată, eu am venit din Cluj pentru voi, de aia n-am mai rămas. Eu puteam să stau acolo să-mi fac o viață fericită. Foarte bine. Eu am venit ca foarte, să fiu alături de foarte voi foarte aici. Bine și noi vrem să fii alături de noi. Dar asta dobitocul vrea să te despartă. Dacă el susține că eu am furat bani în portofelul lui, înseamnă că e un câine. Asta cu furăciunea e manevra lui Ginermiu. S-a săturat de fata mea frumoasă, de fata mea bună și educată și vrea să scape de ea. E manevra lui, e clar. Între părinții mei și soțul meu, îmi pare rău, dar mi-aleg soțul și noua familie. Părinții mei nu mai merită să fie alături de mine. Monica a decis în favoarea soțului ei, denigrându-și părinții. Vestea sarcinii o încântă și apare ca o binecuvântare menită, crede ea, să întregească noua ei familie. Dar oare așa să fie? Măi, fată, nici nu știu ce să spun. Pe de-o parte am scăpat, că am scăpat de Măsa și de Tasu. Dar ce mă fac cu ea, mă, fată, mă? Că i-a luat ăstuia mințile. Nu știu ce să mai fac cu ea. Că ea e tot la mine în bătătură.
N-am făcut cum am vorbit. Am făcut tot ce s-a putut. L-a văzut Fimiu și beata. A descoperit că îi lipsesc bani. A aflat că a luat... Ce să-ți spun? Deci tot ceea ce ți-am povestit și ce am discutat noi amândouă, efectiv totul, pas cu pas, ce am vorbit, aia am făcut. M-a urât de la început. Și ăsta a fost scopul ei, să mă scoată din viața lui Vlad. Să scap odată și de neamul ei și de sărăcia lor și poate așa ajung să mai scot și eu capul în lume, că deja nu mai pot. Știu ce să mai fac. Cum l-a văzut? L-a văzut cerșetor, culmea. Deci noi a venit să creadă. Măi, știi cum stătea cu pancarta agățată de gât? A venit și mi-a spus, eu am zis, gata, s-a terminat tot, halimaiu, gata, în sfârșit, mai scot și eu nasul în lume. N-ai, domnule, n-ai cu cine. N-ai cu cine. Am scăpat de ei, n-am scăpat de normea. Cât am încercat, cât l-am plătit pe ăla, parcă îmi pare rău că l-am plătit pe ăla, că nu a făcut treaba cum... I-a mai dat și bonus cum am vorbit. Până la urmă, ce e greu de înțeles? Ea și familia ei nu e de nasul băiatului meu, nu e de nasul nostru. Banul la ban, păduche la păduche. O iubește și doar... Eu știu, fetiță, ce să spun, m-am gândit și eu, iubire, iubire, dar asta e prosteală pe față, unde ești în societate cu așa ceva? Se întâlnește Temir pe unde cu măsa cu tasu? Ce fraier am fost că nu mi-am dat seama cât de mult mă urăște femeia asta și eu nu mi-am dat seama de nimic. Trebuia să-mi dau seama de la început că trebuia să-i fi zis în față. Dar am zis că poate se prinde din atitudinea mea, dar nu, cu ăștia trebuie să vorbești pe șleau. Iar eu să-i aduc aminte, dar el unde a fost? A uitat ce s-a întâmplat la nuntă? A luat microfonul și a început să urle ca disperatul de la nașul mare, fără număr. A uitat asta? Liliana a uzat de toate metodele pentru a-și îndepărta Nora din vilă și din viața fiului ei. Din păcate, se pare că a reușit. Scumpa mea! Pa, la revedere! Da, de ce? Unde pleci? Cum adică unde plec? Cum mă mai întreb? Da, unde plec? După... Lasă-mă cu chestia asta! După tot ce s-a întâmplat, nu mai vreau să am de-a face cu voi. Da. Deci mi-ați distrus viața, nu știu. Eu m-am dedicat vouă, am fost aici pentru voi și voi... Cum a putut maică ta să zică lucrurile aia despre mine? M-a auzit! Dar nu înțeleg nimic, zi-mi ce s-a întâmplat. Vlad, nu mai fă, te rog, așa, nu mai fă pe prostul. Am auzit tot, da? După ce eu m-am implicat în toate lucrurile astea și în relația noastră, în căsnicie. Monica, ascultă-mă, explică-mi ce s-a întâmplat. Te rog eu mult, vreau să înțeleg. Eu te iubesc și țin la tine. Explică-mi ce s-a întâmplat. Nu mai cred lucrurile astea, sunt foarte dezamăgită. M-am implicat în căsnicia asta cât am putut. Am fost acolo alături de voi, da, pentru ca maică ta să-și bată joc de mine în felul ăsta. Nu știu cum ați putut să faceți asta. Am auzit-o spunând lucrurile alea. Mi-ați distrus și familia, Monica, tot. Eu sunt foarte super mega implicat, lucrez 16 ore pe zi. Da, sunt însărcinată în luna a treia și am vrut să-i fac o surpriză soțului meu. Dar cred că cel mai bine e să nu știe nimic. Eu... Ce am greșit? N-am înșelat, n-am mințit. Am fost tot timpul cât se poate de mult acasă. Chiar nu înțeleg ce s-a întâmplat. Ce am greșit? Nu mai lucrez atât, dar nu vă băteați joc de mine și de familia mea, da? Sunt foarte importante lucrurile astea pentru mine. Și faptul că ați îndrăznit să faceți asta, tu și maică ta, mă scoți. Deci uite-te, Vlad, tu cu mine nu o să mai ai de-a face, înțelegi? Deci eu am fost aici pentru voi, am fost bună, m-am dedicat vouă. Monica, înțelege-mă, nu înțeleg despre ce vorbești, despre ce e vorba. Știi foarte bine, sau dacă nu știi, întreabă pe maică ta, da? Bine? Deci nu mai vreau să am de-a face cu voi, să mă lăsați în pace, o să mă descurc de acum singură, da? Uite, vreau să-ți dau o veste, divorțăm, da? M-am decis, am luat o hotărâre și nu mai e cale de întoarcere, după cum toată bătaia asta de joc. Nu sunt bătaia voastră de joc, da? Provin și eu dintr-o familie așa cum e. Nu este familia asta cu căsoiul ăsta, da? Însă familia mea e una onestă și a făcut ceea ce a trebuit în viață. Da. Nu v-ați bate joc de noi așa. Da, Monica, înțelege, eu te iubesc și lupt pentru tine, dar explică-mi ce s-a întâmplat. Asta nu e iubire, Vlad. Asta ce ai făcut tu nu este iubire, dar da? Dar n-am făcut nimic. Nu, asta ce se întâmplă nu e iubire, bătaie de joc. Și familia mea e una modestă, dar una de bun simț. Gata, deci divorțăm. Monica, stai un pic. Nu mai avem ce să discutăm niciodată. Cu astfel de oameni, eu nu mai pot să mai stau. Și nu vreau să-mi cresc copilul într-o asemenea atmosferă. Întreabă pe maică ta dacă vrei să știi mai multe, da? Mamă!
Adevărul e că mama nu prea a suportat-o. Da, nici nu i-a zis nimic în față. Ce-ai, dragă, că țip ca disperatul? Ce-ai, puiule? Mă, zici și mie o treabă. De ce pleacă Monica? Da, unde se duce? Ce ai făcut? Cum adică pleacă? Stai că nu înțeleg. Păi e cu bagajele. Și ce legătură am eu? Cum adică? Păi am vorbit cu ea 3 minute și a zis că să vorbesc cu tine, să te întreb ce ai făcut. Ce ai făcut? Ce am făcut? Dar nu i-am făcut nimic, drag. Bine, a zis că divorțează. Ce i-ai făcut, zi-mi? A zis ea că divorțează? Da. Serios? A fost destul de serioasă, da, dar zi-mi ce ai făcut. Da, ce ai zis? Că nu înțeleg nimic. E sigur că vrea să divorțeze? Divorțează ea? Fii-mi trebuia să divorțeze. Dar ăsta al meu seamănă cu tasul în papă lapte. Dar ea... Ea ce a zis? Că l-a apucat pe Dumnezeu de picior când a văzut în ce casă a intrat, în ce familie a intrat. Numai noi ghinioniști. Ta subețiv în halul în care e. Oh, bine că divorțează. Mamă, ce i-ai făcut? Vreau să rezolv problema. Dar nu i-am problema. Făcut, dragă, nimica și tu ții ca disperatul. Ca disperatul zici și că e vreau socră să am niște tu în la casă. Nuntă. Deci ce ai făcut? Dar nu i-am făcut nimic, tu ce-ai venit acum să te cerți cu mine? Ce s-a întâmplat? Da, pentru că a zis că să vorbesc cu tine, să te întreb ce-ai făcut, ce-ai... A, și s-a spălat pe mâini și a dat pe mine. Nu, dragă, nu i-am făcut nimic, eu știu de ce n-ai întrebat-o pe ea până la urmă. Lasă, eu știu ce idee are ea în cap de pleacă, așa, eu nu știam nimic. Trebuie să-i fiu cu ceva, te rog eu. Adică e musai ca să-i fac eu ceva. Băi, un om nu pleacă în halul ăsta... Și nu urlă la tine dacă nu i-ai făcut ceva, nu? Nu, deci nu înțeleg. Nu înțeleg. Ceva m-a luat prin surprindere. Trebuie să înțeleg comportamentul ăsta. Trebuie să înțeleg ce s-a întâmplat. Sincer, mi-am luat o piatră de pe inimă. Nici nu mă mai interesează. Nu mai e în casa mea. Nu mă mai interesează. Ce ai făcut? Bine, dacă tu te-ai spălat repede așa pe mâini, dar să știi că eu nu i-am făcut nimica. Deci tu nu ai jignit-o, tu nu ai făcut-o să plece, eu nu am făcut nimic, deci... Care e, răspunsul? Mamă, nu înțeleg de ce dai vina pe mine. Un om care te iubește nu pleacă așa fără să-i fi tu făcut tu porți o discuție cu o persoană cu care n-ar trebui să o porți. Ce-am făcut? Ce-am făcut? Mă ia pe mine, fii meu la rost. Am făcut ce trebuia să fac. Nu eu sunt nevastă ta, nu eu trebuie să-ți dau explicații. Eu nu i-am făcut nici dacă vrea să plece, să plece. Și până la urmă știi ce? N-are ce să caute în familia asta. Măi, mamă, eu iubesc, țin la ea, tot... a fost lângă mine. Las-o în pace, lasă-ne în pace să ne trăim viața. Dar nu i-am făcut nimic. Ea a plecat, vrea să divorțeze, salutare și un praz verde. Să fie clar, de 2 săptămâni n-am băut nimic, nu sunt beat. Dar treaba asta că eu sunt hoț, n-am să o las așa. Mai bine spui frumos, la bănuții tăi, la astea ale tale, ți-ai găsit-o pe alta și acum vrei să scapi de fimea, să-i dai papucii. Cum? Cum îți permiți să zici așa, așa ceva? Uite așa! Am fost 100% loial cu nevasta mea. Nu știu. Și explicăm cum da. Se face că de fiecare dată când treci pe la noi, lipsesc câte 50 de lei, 100 de lei, 500 de lei, mai nou și 2500 de lei. Există o explicație, Vlad. Da, o să-ți fie destul de greu să o crezi. Ce explicație poate să existe? Poate vinovatul va spune adevărul, deși nu cred. Dar eu poate. Nu sunt hoț. Care e vinovat? Nu te crede nimeni. Dar nu prea ai cum să fii crezut, pentru că în momentul în care deja este o dependență de alcool, de orice fel de fel de dependență vorbim, ești în stare să faci orice și atunci asta e singura explicație. Asta e moneda pe care o bateți voi mereu. Da. Am avut probleme cu alcoolul, da, uite, datorită ei am început să mă tratez, merg la psiholog, urmez tratament, nu mai beau de 2 săptămâni, întrebați-o. Ideea e următoarea. Așa este, mă. Indiferent cât am băut, indiferent ce nenorocire am făcut, nu am furat. Și mai e o chestie, indiferent cât beau, eu țin minte. Eu nu uit niciodată ce fac când sunt beat. Deci eu să-ți bag mâna în banii tăi niciodată, eu să-i fac rău fiicei mele, fiica mea, sunt ochii mei din cap. Nu știu dacă tot știți că este vorba despre o dependență, pentru ce o alimentați? Dar am și o întrebare. O secundă. Aștept un răspuns de la maică ta.
Dependență, dependența de multe a fost, doamne, în această familie. Eu vă întreb strict legat de dependența cuscrului dumneavoastră, aha, de alcool, da? Pentru că dumneavoastră îi alimentați constant această dependență. Cu fiecare în ocazie când vă vedeți, îi serviți un pahar de alcool, ceva, ajungeți la tărie și așa mai departe. Da, de ce alimentați de această român, dependență? Dacă cuscru vine, mi se pare normal. Are haideți această să fim plăcere serioși. De a avea ce un urmăriți, pahar. Doamne? Îi ofer acest pahar pe care și-l dorește. Mm-hmm. Mai vreau cu toate că ofer. Știți că la băutură face urât, cu toate că știți că din cauza băuturii v-a făcut de tot râsul, da? Așa este. În mai multe situații. Oh, da. Așa da. E. Atunci, explicați-mi și mie cum de alimentați. În situația în care am fost noi ca și atunci, familie. Explicați-mi și mie de ce alimentați această dependență. Hm? Dacă știți că vă face de rușine oricum. Pentru că nu consider că este normal ca această dependență al dumnealui să mă aducă pe mine și familia mea în gura lumii sau să mă facă de râsul lumii. Vlad, tu înțelegi ceva din ceea ce spune maică-ta? Pentru că eu nu înțeleg. Adică ea este conștientă că socrul tău are această problemă cu alcoolul, cum? Dar de fiecare dată când îl vede, îi dă de băut. Tu cum îți explici asta? Poate să zic că e un fel de politețe, poate nu vrea să refuze. Politețe, păracu. Dă băut, m-a coborât în pivniță și mi-a spus că toată pivnița aia să vin să o beau, dar fără nevastă mea. La, făcut? Gândește-te bine, da. Politețe sau gaspere? Toată crama, toată crama să vin să o beau, cât o sticlă, dar fără nevastă. Și când te-am întrebat, de ce nu mi-ai zis când te-ai dus la toaletă? De dulciuri acolo, pupai toate etichetele, ți-am zis, nicio problemă. Eram cum ați putut să faceți chestia asta? Orice, eram după cum vezi tatăl tău ca un copil, trebuie să-și găsească în sacul de scuze explicația la nu momentul potrivit. Nu-și găsește, potrivit. Da, băutura i-a distrus viața, dar cum ați putut să faceți chestia asta? Băutura lui mi-a distrus mie, familia. Și deci tu mai ai băutură. Și atunci vă mai întrebăm încă o dată. De ce îi dați constant să bea? Așa-i. Pentru ce? De ce i-ați dat? Mi-a oferit o cramă. Această familie extra. Nu este pentru familia. Răspunde la întrebare. Stați puțin, Vlad, dar tu ai auzit ce a spus maică-ta? Care e această familie? De noi, că nu suntem pentru noi. Categoria lor nu face ce parte zis din... Și de ce cuși l-am zis de la început? Meu, în momentul în care am oferit o șansă copilului meu, nu m-am așteptat să-mi vină lăutarul și să-mi vină contabilul la masa fiecărui invitat și să strige ca lăutarul fără număr. Așa, și v-ați gândit să vă răzbunați sau cum? A fost o greșeală, poftim, toți greșim. Da, numiți-o cum. Dar ce s-a întâmplat, practic? Pe mine m-a afectat. Un moment, doamnă. Și întreaga doamnă, mea familie. Ce s-a întâmplat, practic, Vlad, la nuntă? Mai mamă. Treaba mea pe frumos, e treaba mea pe cine iubesc în primul rând. Nu. Vlad, ce s-a întâmplat la nunta voastră? Eu am plătit-o, te rog frumos, explică ce s-a întâmplat. Vrei să bați sub preș? Asta vei trăi. Socrul tău a băut peste măsură? Da. Cum să zic, eu, era o nuntă. Cu poate să bea cât vrea el. Și a deranjat-o pe mama Traiana, mea. Spune, Traiana, de ce ai băut la nuntă? Că nu mai... Doamne, zis că te dar. Un moment. O secundă. Vă ascult. Deci... A băut poate un pic peste măsură, dar așa dar la orice nuntă. Dar mai mult și spune realitatea. De fericire. De fericire. S-a măritat fica mea cu un băiat bun. E, lasă, Doamne, tată, că exagerai. De multe ori ai exagerat. Nu, ăsta e adevărul. Dar nu am exagerat că e un băiat bun. Eu așa l-am cunoscut. Așa este, dar ai exagerat cu băutura. Asta să termin, vă rog frumos. Deci cred că mama mea s-a supărat că socrul meu a chemat darul. A strigat darul cât dă fiecare. Acest gest nu-l văd ca... Tu știai că maică-ta disprețuiește această familie? Erai conștient de acest adevăr? Măi, am văzut că nu prea e înghită, dar e treaba mea pe cine iubesc și cu cine mă însor până la urmă. Și oricum, eu m-am însurat cu ea, pentru că pe ea iubesc. Dar trăiești în aceeași casă cu maică-ta. Asta așa e. Tu crezi că ea poate să facă foarte simplu această diferență între familia Monei și Mona? Sau oare Mona face parte din aceeași oală? Cred că mintea ei face parte din același oală. Noi am fost la oaltă, să zic așa, în casa asta. Deci am stat la oaltă toți trei, întotdeauna, și nu știu dacă asta a fost ceva benefic. Și tu, Mona, cum te împaci cu ideea asta? Să știi că soacra ta, practic, iurește pe ai tăi. Îi disprețuiește. Cum pot să mă împac cu lucrul ăsta? Adică de ce mi-ați mai arătat bunăvoință dacă...
îi urâți pe părinții mei și considerați familia noastră. Și de ce nu le-ați spus-o în față? De ce îi primiți cu zâmbetul pe buze? Da, de ce îi oferiți cuscrului dumneavoastră de băut fără număr, fără de număr? De ce nu ne-ați spus direct că ne considerați gunoaie? În felul ăsta își va da împedic, își va da arama pe față. Este o femeie foarte informată, cuscra dumneavoastră. Da. Îl cunoaște inclusiv pe Marcel. Așa e, cuscra? Pe ticălosul ăla? Da, unde îl cunoști? Păi ești de condiție bună. Cum adică îl cunoști pe Ramolitul ăla din bloc? Care? Dar cum ai ajuns să-l cunoști? Spune-ne și nouă. Cum adică de boschet? Stați un pic. Cum adică prieten de boschet? Ia uite. Păi unde se cazează taicătul când pea cu Marcel? De ce se caza în boschet tata pe... Păi stai puțin. Stai puțin. Indiferent unde mă cazam eu cu el, de unde îl cunoști tu pe Marcel? Ce relație ai tu cu Marcel? O mamă pentru copilul l-ai înlocuit pe cuscru? Afle, da? Te am duci cu boschetarii? Ai. Iar da, eu probabil că da. De un ajutor să demonstrezi cine ești tu. Tu îl cunoști pe Traian, da? Da, cum să nu? Vă cunoașteți. Cine? Bă, băiatule, da. Hai să facem amândoi o treabă. Ieșim da. Amândoi în câștig. Da. Bănuții ăștia. Da. Pot să fie ai tăi. Bun, dar da. Ce trebuie să fac? Nimica, bă, băiatul. Păi, da, fă ce faci tu de obicei. Bea. Păi nu mai am. În niște condiții. Da? Îi dai lui Traian în fiecare zi. Da. Să bea. Da, să am. Să-i cumperi tu băutură. Da? Și în fiecare zi, dacă trec să-l văd, sau indiferent cine trece să-l vadă, să fie mangă. Da? Să nu știe de capul lui. Vreau să fie adunat din șanță. O să zici că e frate. Vreau să fie, să ajungă să fie frate. Tu te duci la el acasă. Vreau la, la el acasă. Tu. Da. Să ajungi să-i faci să-i dispară nevastă sau aurul din casă. Banii din nu casă. Mă bag la furat. Eu fac... Bă, băiatule. Găinărite astea, dar nu vreau să dau tăpelea deci, cu poliția. Deci, băiat, deștept. Ce de plânge atâta, cel mai bă? Deștept de aici ai în zonă, că, ai impresia că nevastă nu știe pe cine are în casă? Știe, mă, nu o să-și da, facă da. Probleme că i-a dispărut ceva, că știe că el e ăla. Poliție, pe declarație. Ăla cade. Și auzi, stai așa, până una alta, tu nu știi cine sunt eu, da? Ca să ne înțelegem. Păi nu știu, te scot, băiatule, te scot, deci nu e niciun fel de problemă. Tu stai liniștit, tu fă ce îți spun eu și nu o să-ți pară rău. Să te ajut să-ți găsești, nu știu, menirea. Cu cât l-ați plătit pe Marcel? Ce-a făcut, mă? Are vreo importanță? Are vreo importanță, da. Că nu mi-aduc aminte să fi cerut altcuiva bani decât să iau din conturile noastre. Da. Ce ai făcut? Cum adică să... De unde l-ai plătit? Cu ce l-ai plătit? Pe te rog frumos, ceea ce am făcut, am făcut pentru binele tău. Eu mai știu ce-i pentru seama binele ce ai meu. Făcut? Ăla? Dacă știai de la bun început, te opreai, nu mergeai mai departe. Uite, tu ne vezi unde suntem acum? Eu vreau să fiu fericit cu nevasta mea și nu vreau să am circ. Mă tem că nu vei putea. Ce crezi că ai acum? Mă tem că nu vei putea. Pentru că maică-ta nu-și dorește asta, înțelegi? Și până la urmă cred că contează mai mult ceea ce-și dorește mama ta. Adică dacă ea a fost în stare să-l plătească pe acest om, astfel încât el să se asigure ca de fiecare dată când dă ochii cu tatăl tău să-l cinstească, să-i dea de băut, având în vedere că știe că domnul Traian are o problemă cu alcoolul, unde crezi că se putea ajunge? Sigur, trebuia să-i manageriez eu problemele cu alcoolul, nu-i da. Așa? Dar nici să-i le agravați. Trebuia să-i le aduc în casă. Dar nici să-i le agravați. V-ați asigurat că omul acesta are constant ceea să bea. Asta cât mai departe de copilul meu, da. De ce mă sunt, mă? Ce ai de socializare? Ce ți-am spus eu ție, mă? Ce ți-am spus ție să nu mă sunt decât dacă ai ceva concret? Da. Nu-mi consumat timp aiurea. Da, doamnă, dar eu am rezolvat problemele, de asta v-am sunat. Așa, m-ați rugat să rezolv o problemă cu Traian, să-l fezandez bine, să... Concret, e muci, e beat, pe cerșeală, dacă mi-ai dau o țuică, îl ia și somnul pe bordură. Dă-i și țuică, dă-i două, dacă e să vină fiindul să-l bată efectiv zdrențe, să fie întins pe jos. I-ai pus niște pancarte, scatăiosul? Are. Nu așa. Are mai multe pancarte. Eu... Bagă în el. Bag. Să vină să-l bată, să fie înșirat, doamnă, să fie pe el. L-am făcut cum mi-ați spus dumneavoastră. E beat, matol, pe cerșeală, pute. Bine, ok, hai să vedem, poate rezolvăm problema, că deja m-am... Rezolvăm, doamnă, eu mi-am făcut datoria, am și o rugăminte. Să-mi aduceți și banii care ne-am înțeles, că eu sunt om... Despre asta vorbeam dacă ai fost atent. Așa. A trebuit să-l încurajez.
Hai, vă aștept. Vă aștept, doamnă. Vă aștept, vă aștept. Păi, mamă, lasă-mă să-mi trăiesc viața. Lasă-mă să-mi fac menirea mea cu femeia pe care o iubesc. Adună-te, te rog frumos. Ce e cu țipatul ăsta? Și ai zis că am furat eu. Să te bagi peste mine, da? Lasă-mă să-mi văd de treaba mea. Dacă făceam asta de la bun început, nu ajungeam aici. Și a nenorocit propriul copil. Puteai să mă lași în pace, efectiv. Spuneți-mi și mie, nu acest Marcel v-a convins că ar fi o idee bună să ieșiți la cerșit? Exact. Poftim, ce ai făcut? Ca să mai faceți rost de un bănuț? Ba da. Ce ai făcut, tată? Da, recunosc. Cum adică deșit? Deja cu scră începe să recunosc. Să conjoare remușcarea. Recunosc, nevasta mea știe. Un copil Marcel te-a da, părut, nu? Plătit de tine. De-aia îmi dădea Marcel în fiecare zi să... Una mai este, eu am fost un om care mi-a plăcut un pahar la masă, la aia, la... Ăsta mă cistea zi de zi de zi. Plătit de tine. Da, da, asta, da. Ai văzut cine-i hoțul? Ai văzut? A fost la noi în casă, eram beat. Da, ți-am zis că eu l-am furat? Cum ai putut să te denigrezi? Nu contează, m-am denigrat. Dar nu sunt hoț. Eu nu am furat nici banii lui, nici aurul tău, nici banii tăi. Nu sunt hoț. Da, sunt bețiv, da, am probleme cu alcoolul, da, mă tratez. Dar cerșetor ești? Nu! Doamne, nu! Nu e cerșetor! N-a furat, a cerut, da, până la urmă. Ai ajuns, te știe tot cartierul. Nu contează! Adică dumneavoastră, asta ați urmărit, doamnă? Ia uite vipera unde a fost. Pe fiul dumneavoastră să vadă că, de fapt, familia din care provine soția lui nu e de nasul lui. Halul acesta, asta ați urmărit? Putea să ne omoare asta. Ai văzut, Monica? Acum am înțeles, acum am înțeles. Prietenul meu de șpriț și de pahar a folosit aceeași metodă de la cea care l-a plătit. Amândoi îmi dădeau să beau. A fost atât de nenorocită că l-a plătit pe nenorocitul ăla de ca eu să ajung să mă despart de nevastă mea, ca eu mi-am pierdut locul de muncă. Ba să mai nu pot... mult ca Vlad să ajungă să se despartă de Mona. Nu înțelegi asta? Eu. Da, m-a și râd, scuscră, e de râs, de bune. Îmi place nu că este ca un copil nevinovat și dă vina pe alții. E copil nevinovat. Asumă-ți tot ceea ce apropo ți s-a întâmplat. Apropo de vina. Dar stați un pic! E apropo, din cauza ta. Apropo de aruncat vina și apropo de asumat, aveți curajul să-i spuneți fiului dumneavoastră? Într-adevăr, foarte frumos de altfel spus, o mamă este în stare să facă orice corect pentru fiul ei. Sunteți în stare să-i spuneți ce înseamnă acest orice? Apropo de dat vina, apropo de asumat... Ce-ai făcut orice? Hmm? Ce-ai făcut orice, mamă? Zi-mi și mie, a? Pentru că socrul tău spune adevărul, da? O fi el bețiv, dar hoț nu este. Așa e. Cum adică? Mizând pe credibilitatea ei în fața lui Vlad, Lil ia la minte până în ultimul moment. Doar că Vlad o iubește pe Monica și vrea să clarifice în amănunt ce a determinat-o pe aceasta să plece. Doar gândindu-ne la cum va reuși Ernest să o demaște pe Liliana, discuția se anunță a fi foarte interesantă. Banii soțului tău, Mona, i-a luat soacra ta, înțelegi? Ia uzi coața! Ia uzi coața! Cum ai să faci așa ceva? Ia uzi coața! Nu ați putut să treci atât de și te-am făcut în capul. Propriul tău fiu să-i faci așa ceva. Lucrurile bune se fac trecând prin rău. Cum ați putut să înșelați lucrul ăsta? Să fiți malefică de-a dreptul. Deci nu mai puteam mai mare duce o asemenea situație. Care situație? Pe mine sau care situație? Viața noastră, familia noastră, neamurile noastre. Acesta este cuntul adevăr, da? Nea aceasta nu suportă ideea că voi faceți parte din familia ei. Nu suntem de nasul ei. Deci asta ați urmărit tot timpul ăsta, să mă îndepărtați pe mine. Asta a fost. Tangențial, da. Și răzbunarea împotriva mea. Uite, două liniuțe. Sunt gravidă. Asta e, asta s-a întâmplat. Cum ai că ești gravidă? Adică sunt gravidă, o să fii tată dacă ești capabil. Mă rog, nu cred că ești capabil, dar ești tată. De ce pentru dumneavoastră nu contează deloc fericirea fiului dumneavoastră? Pentru că el este fericit alături de această femeie. A iertat o prietenie, iubire. Ce să e? Îmbrobodit, e decizia mea, dacă e greșeală, e greșeala mea de făcut. Nu mai îmi iau deciziile cu tine, mi le iau de unul singur. Da. O să fiu tată. Ai să plătești de unul singur. Treaba mea, foarte bine.
Deci asta ați urmărit tot timpul ăsta, să mă îndepărtați pe mine, asta a fost? Tangențial, da. Și răzbunarea împotriva mea. Da, deci ați vrut să scăpați de mine, să mă alungați, bun. Punct final. Asta o să obțineți, uite. Să scăpe de noi toți. M-am hotărât, divorțez, gata. Mă vezi de cel mai bun lucru, zic. Sigur. Dar de ce hotărâți dumneavoastră pentru fiul dumneavoastră? Pentru că nu eu vă luați în calcul că el este fericit? Nu cred că știe ce este fericirea la momentul ăsta. Cred că acum este un spirit de frondă. Cum ai... nu știe? Dar ce are 12 ani să nu știe ce e fericirea? Ai vrut să distrugi familia mea, n-ai reușit. Și îi mulțumesc soției mele. Ai reușit. Acum ai distrus și familia. Pe lângă micul vostru război, din păcate, din fericire, depinde cum o să priviți, că orice pahar are o jumătate plină și una goală, nu-i așa? Este o discuție foarte importantă pe care tu trebuie să o ai cu încă soția ta. Ceva mult mai presus de războiul acesta, de mizeria aceasta. Este o veste foarte importantă pe care ea nu ți-a spus-o. Dacă o iubești și știu că o iubești, mergi după ea și roagă-o în genunchi să spună tot adevărul, Vlad. Am înțeles. Implor-o dacă trebuie. Implor-o dacă trebuie. Așa e bine. Ești mulțumită, ești în pace. Aproape mulțumită. E un Dumnezeu sus, eu sunt un om credincios și nevastă mea. Îți convine cu scră ce ai făcut? Tu n-ai niciun Dumnezeu. Dar îți pasă ție de mine, da? După ce că ascult tot ce măta, dacă măta zicea că-s proastă, o credeai. Dacă măta zicea că eu sunt gătaică mi-un hoț, îi mama credeai. Zicea că erai proastă de când te-am cunoscut, dar tot m-am căsătorit cu tine, da? Cum poți să zici, Vlad, asta, dar maică ta te-a influențat, nu-ți dai seama, ți-a băgat în cap numai prostii de mine, de taică mi-un. Da, taică mi-un e așa cum e, familia mea a fost așa cum a fost. Și cu toate astea, maică ta a băgat așa multă ură în plus, a spus lucruri false. Iubita mea, eu te iubesc foarte mult și aș face orice pentru tine. Lasă-mă să-ți demonstrez. Nu mai, Vlad, la revedere. Deci tu nu mai ai ce să-mi demonstrezi. Ai avut șansa de atâtea ori și te-am rugat de mii de ori. Hai să mă ajut cu asta, hai să o ajut pe mama. Nu mai crede pe măta aia. Și ce ai făcut? N-ai făcut nimic, ai continuat să o crezi pe manipulatoarea aia împuțită și te-a făcut să crezi că eu sunt de vină, că taică mi-o e un hoț, că știi? Iubita mea, am greșit într-adevăr, dar vreau să mergem mai departe împreună. Cum o să reacționați când o să aflați vestea? Alta. Ce veste? Ce veste, domnule? Mai poate să fie să șocheze? Ia. Nu e vorba de șoc aici. Atunci? E vorba despre o fericire din punctul meu de vedere. Spuneți-ne, nu ne mai țineți pe domnule. Felicitări, mă rog, o să fiți bunici. Poftim? Felicitări, o să fiți bunici. Asta! Bravo! Era bravo. Bumbana de pe colivă. Asta mai estimată doamnă, suntem bunici! Când doi tineri se iubesc, se căsătoresc, își întemeiază o familie, ce urmează? Asta nu-i copilul lui. Hai să fim serioși! Du-te mă de aici! Hai să fim serioși! Hai, lasă-mă! La cum l-am prăbutit, la cum l-am prostit. Hai, du-te de aici! Ăsta cred că nici copii nu știe să facă. Să rămâi singură pe pustii. Timp noi ce copii am crescut. O să rămâi singură cu... O să te cânte lupii. Obrazul bătut. Nici obraz. Că m-am înrudit cu asemenea spune. O secundă, vă rog. Asta contează cel mai mult pentru dumneavoastră? Adică punându-le un pic în balanță. Dar familia mea nu vi se pare corect, bravo. Fiecare își apără. Păi în momentul de față, stați puțin, familia dumneavoastră, până la urmă, din cine este compusă? Doar din fiul dumneavoastră și atât? Și rudele dumneavoastră, din partea dumneavoastră de familie? Și grupul Mona de prieteni? Și Mona și familia ei nu sunt familie? Nu ați devenit de o mare familie? Cu care puteam să avem petreceri, ieșiri, înrudiri? Uite, Doniuțe. Sunt gravidă. Asta e, asta s-a întâmplat. Cum ai că ești gravidă? Adică sunt gravidă, o să fii tată dacă ești capabil. Mă rog, nu cred că ești capabil, dar ești tată. De cât timp știi? Nu e treaba ta de cât timp știu. Sunt în 3 luni gravidă. Dar de ce mi-ai spus acum? De ce să-ți spun? Pentru că a stat scorpia la noi în casă, a stat cu noi și ne-a făcut capul calendar. În tensiunea asta voiai să-ți spun. Voiai să cobor la parter și să-ți spun iubita timp mea, ce era aia mea, jos. Vai, sunt gravidă, asta vreo voiai. Iubita mea, sunt...
maxim de bucuros. Deci nu-mi vine să cred că sunt, o să fiu tată. Te iubesc și o să fac orice pentru copilașul ăsta. Nu pot să mai am credere în tine. Sincer, nu pot să mai cred în ce îmi spui. Te rog eu, mai dă-mi o șansă. Lasă-mă să fiu tată. Te rog eu. Și sunt sigur că o să avem un copil absolut minunat. Vlad, știu că ți-ai dorit copii. Adică știu că de mult îmi spuneai că îți dorești copii, dar nu cred că tu, așa influențat cum ești de maică ta, poți să crești un copil cu adevărat. Iubita nu cred. Mea, lasă-mă să fiu tată, mai dă-mi o șansă. Te implor, te iubesc și fac orice pentru tine. Ești soția mea. Lasă-mă să fiu protector. Lasă-mă să te ajut. Lasă-mă să te ajut să-ți crești copilul. Copilul nostru. Vlad, eu să știi că m-am gândit. De când am văzut rezultatul și până acum, eu mi-am luat niște decizii. Și eu cred că e mai bine să cresc copilul ăsta singură. De ce pentru dumneavoastră nu contează deloc fericirea fiului dumneavoastră? Ba, da. Pentru că el este fericit alături de această femeie. Chiar contează. Și dacă dumneavoastră o să încercați să-l convingeți că acest copil nu este de fapt al lui, părerea mea este că faceți o mare, mare greșeală. Nu, nici măcar nu voi încerca să-l conving de altceva. Și veți da o dovadă de egoism, nici de cum de iubire. Exact. Da. Exact. Nici măcar nu voi încerca. Eu... Ați spus asta mai devreme, adică nu văd de ce dar... nu i-ați spune-o și lui Vlad. Se contrazice. Da, ăsta e caracterul ei. Da. Acum e așa, acum și e așa. Și nu pune foarte clar în balanță adevărul și iluziile lui. Pentru că, doamnă, ce? Chestia aceasta legată de paternitatea viitorului copil. De paternitate vorbeam. Se rezolvă simplu. De da, categoric. De relația pe care o are cu soția lui. Iubita mea, te iubesc și o să fac orice pentru tine. Și o să fac orice pentru copilul nostru, să-l creștem și să avem cât mai mulți copii, 2-3. Dar hai să începem de la zero, hai să punem lucrurile așa cum trebuie. Da, mai dă-mi o șansă, iartă-mă că am greșit. Sunt om, da? Încerc să fac lucrurile să fie bine și uneori nu văd lucrurile clar. Nu știu toate variabilele, dar hai să o luăm de la capăt, hai să începem din nou. Mâine facem actele, căutăm undeva să închiriem, mergem unde vrei ne tu. Ne mutăm, nu mai stau în casa asta, nicio secundă. Nicio. Hai, iubită-mă. Bun. Hai să mergem. Eu niciun caz nu îi voi spune că nu este copilul lui. Mamă, și să facă ceva. Poftim. Lasă-mă acum să vorbesc eu. Da, ai vorbit suficient. Ce face? Deci, copii, a venit copii. De acum încolo... A iertat o prietenie, iubire? Ce să ierte? E decizia mea, dacă e greșeală, e greșeala mea de făcut. Nu mai îmi iau deciziile cu tine, mi le iau de unul singur. Da? O să fiu tată. Ai să plătești de unul treaba singur. Treaba mea, foarte păi bine. Foarte bine, mai bine plătești unul singur, fără dobândă. Pagubă în ciuperci. Deci, o să fiu tătic. Felicitări! Diseară fac cinste. Și... Ai nimerit în familia potrivită. Da! Treaba mea! Treaba mea! Fiți bineveniți în familia noastră! Noi n-avem! Doamne ajută! Dă săraci, dar cinstiți! Exact. Nu suntem hoți! Da, da. Exact. Suntem cerșetori! Deci, tu. Eu cu soția mea o să ne mutăm singuri. Tu te descurci, n-ai nicio problemă, așa sunt sigur de asta. Așa trebuia de la început în apartament. Și sper să nu mai zbași coada pe nicăieri, nu o să stăm cu părinții ei, o să vei ne vedem. Să te gândești și vei plăti prin acest copil, care dacă e sau nu al tău... E problema mea. Nu o să regrete. Nu s-a luat o decizie și e foarte înțeleaptă. Mai ani se cade în prăpastie, nu se lasă. Iar până la urmă vă doresc să fie cum spuneți voi, dar am certitudinea că va veni ziua când aceste cuvinte o să iasă și o să te boteze lupii pe ochii voștri, pe urechile voastre să te cânte și va fi lacrimă în colțul ochiului da. La tine. Trei cu cuvele o să ai păgat și o să țină de urât cu cuvelele. Liliana a pus mai presus de fiul ei dorința de răzbunare. Eticheta ei de mare doamnă, fostă soție de colonel, a fost mai importantă decât fericirea propriului fiu, pe care, în final, l-a și pierdut. Nu a fost sensibilizată nici măcar de venirea pe lume a nepotului ei. Iar felul în care și-a bătut joc de părinții Monicăi și de drama tatălui Monicăi, de domnul Traian, o descalifică definitiv și irevocabil ca om. Vlad a făcut alegerea înțeleaptă, acceptând să se mute din vila mamei lui și, împreună cu Monica, în sfârșit, va putea fi fericit. Sperăm că și Traian să-și fi învățat lecția odată și pentru totdeauna, și să învingă viciul băuturii, ca împreună cu soția lui să devină doi bunici fericiți. Noi nu mai vedem deloc în ultima vreme, tu nu observi lucrul ăsta. Știu, dar ce vrei să fac? Dacă și acum e riscant să stăm aici?
De ora 11 tu nu ai sunat, nu ai spus nimic. Da, pentru că munca asta implică timpul meu acolo. Cum da, și familia asta implică timpul tău aici, e simplu. Tată! Tată? Unde trebuia să fii la ora asta? Vlad Dobrescu, hoț de profesie. Nu, se poate, stai puțin. Calificat, două dosare pe rol. Cum se poate așa ceva? Și cu 3 ani jumătate de pușcărie făcut. Ție nu ți-a spus? Ai fost la mine acasă și mi-ai furat și aurul și tot și acum zici că n-ai făcut nimic, mă? Dar veneam la dumneavoastră acasă să fur din casa polițistului. Tata nu ne vrea decât binele. Uite-te, muncește pentru noi. Eu la fel, ne zbatem, pe tine te avem. Tu vrei să ne aduci rușine? Gândește-te că lucrează și el unde lucrează, nu? Este nevinovat. Laura, cum să spui așa ceva? Cum să-l scoți de acolo? Eu nu-mi vinovat, acolo e locul lui. Și eu te iubesc și vreau să... Nu, tu nu mă iubești, tu vrei doar să fugi de-ai tăi. Nu pot să fiu barca ta cu care să evadezi, îmi pare rău.